Conflictul din Siria este mai tensionat ca niciodată. Aviația rusă și autoritățile de la Moscova fac legea în zonă și aproape zilnic apar vești despre bombardarea fiefurilor ISIS. Care sunt obiectivele lui Vladimir Putin în Siria și de ce se teme șeful securității interne din Marea Britanie, aflăm de la profesorul universitar Marius Lazar, care a stat de vorbă cu colegul meu Tiberiu Sas. Bun găsit, doamnelor și domnilor, tragedia din București a mutat atenția despre atentatele ISIS. Cea mai recentă știre este că un avion de origine rusească s-a prăbușit în peninsula Sinai. Oamenii au murit. Deocamdată nu avem o confirmare că ISIS ar fi în spatele acestei tragedii, însă gruparea și-a asumat această tragedie. Dezbatem acest subiect și despre rolul Rusiei în războiul din Siria cu domnul lector Marius Lazar de la Departamentul de Studii Internaționale din cadrul UBB Cluj-Napoca. Bună ziua, domnule profesor. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Spuneți-mi, vă rog, ce urmărește de fapt Putin aici? Am văzut știri referitoare la faptul că rușii au atacat câteva fiefuri ale ISIS, s-au omorât peste 600 de persoane. Încă nu avem confirmarea dacă avionul a fost sau nu doborât de o grupare ISIS, însă dacă se adeverește că ar fi fost așa, ce să însemne lupta aceasta? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, din partea ISIS? Acum trebuie înțeles faptul că Rusia este într-o ofensivă de câțiva ani, într-o ofensivă geopolitică și internațională în întreaga regiune, mai ales în contextul crizei ucrainiene, în care Putin încearcă să-și recupereze un capital de imagine, să-și construiască un capital de imagine, atât în plan intern cât și în plan internațional. Transferul ofensivei siriene, ofensivei rusești înspre Siria, face parte din o astfel de strategie de expansiune geopolitică rusească și care, de-al minteri, este un fel de recuperare a unei vechi strategii care a fost specifică Rusiei, RSS-ul în timpul războiului rece, adică aceea de a crea clienți și sfere de influență într-un spațiu cât mai vast la scară internațională, în Orientul Mijlociu, în Africa, în Asia de Sud-Est. Ori Putin, dacă observăm politica rusească în raport cu criza siriană din ultimii 4 ani, evident că el a fost un susținător mai mult sau mai puțin discret al regimului lui Assad. Ceea ce se întâmplă acum nou este exact un fel de vizibilitate mult mai mare a Moscovei în raport cu regiunea, această implicare militară directă a Siriei a Rusiei în criza siriană, care coincide cu un fel de busolare a politicii externe americane în Orientul Mijlociu, un fel de gringoladă, pentru că politica Obama nu a reușit să fie nici foarte eficientă, nici foarte coerentă în raport cu criza siriană, politica Uniunii Europene cu atât mai puțin. Și atunci, pe acest vid, să zicem, de autoritate, pe acest fundal regional în care marile puteri regionale, Arabia Saudită, Iran, în primul rând, Emiratele din Golf, se află prinse la rândul lor în multiple rivalități și geopolitice și de doctrinare, să zicem, disputa între suniți și șiiți și economice. Este un vid de putere regională pe care Putin a încercat să profite de el, ceea ce s-a și văzut într-un fel de aliniere, un fel de simpatie subită pe care au multe puteri, multe state în Orientul Mijlociu față de Rusia în momentul actual. Cât de mult este interesat Putin de lupta împotriva Daesh și ISIS sau cât de mult este interesat de menținerea lui Bashar al-Assad în funcție? Bun, acum participarea lui împotriva Daesh e un fel de pretext binevenit care servește tuturor de minune, atât Siriei, care arată cumva că are un mare frate, are un protector internațional care o susține și care o legitimează cumva în lupta antiterorism împotriva Daesh. La fel, Putin se erigează prin această campanie într-un fel de nou personaj cheie al arenei internaționale care, uite, participă la stabilitatea regională și internațională, adică încearcă și o politică de imagine, în primul rând. Pentru că, evident, că la ora actuală Daesh monopolizează, focalizează cumva întreaga aversiune internațională prin excesele pe care le-au făcut. De aici, prin contraleplică, participarea Rusiei împotriva conflictului Daesh este un fel de carte albă pentru Rusia, care mai spală din să zicem, imaginea sa negativă căpătată în Ucraina. Credeți că Statele Unite pierd teren pe politică internațională în fața Rusiei? Am văzut că Putin își arată mușchii din ce în ce mai mult, îi invită la masă, stabilește reguli. Da, Statele Unite au pierdut, în primul rând, la nivel de imagine.
La nivel de... contează, imaginea contează foarte mult în orientul mijlociu. Există un fel de reorientare, mai mult sau mai puțin duplicitară, sau mult sau mai puțin, să zicem, oportunistă, unor actori locali care până atunci au fost aliați sau, să zicem, într-o relație privilegiată cu Statele Unite, precum Irakul. Tocmai s-a observat că primul ministru al Irakului, Haidar al-Abadi, și-a arătat disponibilitatea de a colabora militar cu Rusia împotriva Daesh. La fel, pe teren, colaborările între Rusia și diferite forțe kurde par a fi uneori la limita complicității împotriva Daesh. Adică e un permanent joc de alianțe care e foarte specific regiunii și este foarte greu de văzut de la distanță care sunt, să zicem, direcțiile reale de acțiune și de perspectivă. Cert e că e un joc de imagini, un joc de strategie, un joc de șah, în fond, cu multipli actori, de data aceasta nu sunt doar doi, și tocmai această multiplicitate a actorilor și a intereselor complică așa de mult situația, pentru că și Turcia așa are propriile sale interese și strategii, mai ales în raport cu mișcarea kurdă. Liderul țelei teroriste Al-Qaeda a cerut o unire a islamiștilor împotriva Rusiei, Siriei, Iranului, împotriva tuturor care sunt împotriva ISIS. Credeți că cele două grupări teroriste își vor uni forțele? Nu, mă îndoiesc. Pentru că aversiunile între cei doi lideri, al-Baghdadi și Zawahiri, sunt foarte mari și astea sunt foarte importante. Fiecare dintre ei, de fapt, încearcă la rândul lor să capitalizeze imagine și aderenți. Ascensiunea ISIS, care, într-adevăr, e o ascensiune la nivel militar, foarte vizibilă în zona aceasta de frontieră siro-irachiană, e un fel de ofensivă mediatică foarte eficientă și de marketing pe care a făcut-o ISIS în ultimii 2-3 ani, care cumva a ocultat voga și importanța Al-Qaeda, dar ceea ce privește Al-Qaeda, ei, măsura în care mai putem vorbi despre Al-Qaeda ca structură eficientă, pentru că multe interesele sale s-au delocalizat și au devenit autonome, ceea ce încearcă Zawahiri este, de fapt, un fel de proces de imagine, de marketing, de strategie, pentru a arăta că încă există. Pentru că despre Al-Qaeda nu prea se mai vorbește ca mișcare autentică, ca mișcare efectivă. Ceea ce există, sunt nuclee ale ei, cum e Al-Qaeda în peninsula arabă, adică în Arabia Saudită, în Yemen, sau aripa Al-Qaeda în Siria, care este Jabhat al-Nusra, dar care se revendică cu numele ca atare de Jabhat al-Nusra și nu ca Al-Qaeda. De ce e un fel de pierdere de influență, pierdere de imagine a mișcării și al Zawahiri încearcă cumva să o recupereze prin această strategie mediatică. Evident că asta este utopie. Mișcările islamiste sunt foarte fragmentate și nu există decât foarte puține șanse, decât narrative, decât discursive, de a se unifica. În realitate, pe teren, există multiple fracturi, rivalități, conflicte între lideri, între interese, deci nu e o simplă... O declarație surprinzătoare vine din partea englezilor. Șeful de securitate internă, MI5, Andrew Parker, declara că se estimează ca militanții islamiști să înceapă atentate în Marea Britanie. Cum ați comenta acest lucru? Este bazată această temere? Acum, este adevărat că există un flux masiv de militanți din Marea Britanie, ca și din Franța, din Belgia, din Olanda, care sunt prezenți astăzi în zonele de conflict din Siria și din Irak, care fac parte din statul islamic ca atare, dar care participă la fel de bine în multe alte mișcări islamiste despre care nu se vorbește așa de mult. Jabhat al-Nusra, Ashrar al-Sham și altele. Acum, dacă ei sunt dispuși să facă atentate teroriste împotriva Occidentului sau Marii Britanii prin excelență, asta este greu de anticipat și greu de spus. Evident că posibilitatea există, este o posibilitate reală, logică, dar toate acestea, evident, țin de interesele maeștrilor, celor care gândesc despre oportunitatea unui astfel de proces. Tehnic, depinde foarte mult de serviciile de informații britanice și de eficiența lor de a anticipa și de a preveni un conflict terorist, un atentat terorist, dar întotdeauna terorismul este produsul unei intenții, unei intenționalități care caută anumite consecințe și efecte. Deci e foarte greu de spus într-o manieră explicită și categorică, da,
sunt islamiști, sunt salafiști jihadiști care vor să facă atentate. Probabil că sunt, categoric. Depinde foarte mult de ceea ce liderii lor consideră că este util mișcării sau diferitelor mișcări sau clienților lor. Pentru că multe dintre grupările teroriste din Orientul Mijlociu, inclusiv ISIS-ul, răspunde de foarte multe ori în interese exogene. Și un atentat terorist nu se face la întâmplare. Logic, un atentat terorist întotdeauna este de obține anumite consecințe mediatice sau politice sau... Spunea Parker la un moment dat că foarte mult contează rețelele de socializare pe internet unde se pun la punct, de fapt, astfel de atentate. Pot urmări oare autoritățile cât de cât pot preveni, stopa? De preveni într-o manieră explicită și radicală, nu cred. Pentru că nu poți să monitorizezi, ca să monitorizezi exhaustive rețelele internet, trebuie să știi în primul rând cine sunt actorii care participă la discuții și care sunt prezenți acolo. Asta e foarte greu, chiar dacă există evident o politică de control securitar dusă de serviciile de informații, mai ales asupra rețelelor, pentru că aici sunt mediile cel mai facile de a difuza și de a recruta și de a disemina informații, cel mai ușor, la ora actuală poți să faci. Dar, la fel de bine, e mediul în care informația poate să fie cel mai ușor manipulată și, să zicem, reconvertită și semantic și intențional. Deci, evident că e un mediu prin excelență. Pentru noi, noi trăim într-o epocă în care suntem un produs al internetului și al informației difuzate prin rețelele de socializare. Dar, într-adevăr, așa e. De succesul ISIS, de exemplu, este un succes prin excelență obținut prin internet, prin rețelele, prin Facebook, prin diferite... Sunt grupuri de adepți, sunt bloguri speciale în care se recrutează, sunt bloguri în care adepții ISIS își povestesc biografiile, narațiunile, saga lor, gesta lor eroică în Siria sau în Irak și care servesc ca modele, ca arhetipuri pentru a recruta adepții. Există o presă, Dabiq, de exemplu, care este revista ISIS-ului în limba engleză, e produsul unor medii, unor tineri, au 25 de ani cei care fac revista în limba engleză. Și e o strategie de marketing foarte bine pusă la punct, pentru că statul islamic vrea să se comporte într-o manieră reală, și în plan internațional, și în plan internațional, să se comporte ca un stat legitim. Evident că este o aberație ceea ce se întâmplă acolo și ce vor ei, dar ei au ambiția aceasta, evident utopică, de a fi recunoscuți ca un stat funcțional și, mă rog, conform propriei sale guvernanțe și propriilor sale principii ideologice. Domnule Lazar, vă mulțumesc foarte frumos pentru analiza făcută. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi!